Avem primele imagini cu piromanul care a încercat să dea foc Parlamentului. Individul a fost prins după ce a fost căutat mai bine de 10 ore, iar capitala a fost împânzită de filtre ale polițiștilor. Suspectul atacului a fost prins într-un hotel din București și ulterior reținut. Potrivit celor mai noi informații, bărbatul din Vaslui are 56 de ani, ar suferi de depresie și ar mai fi avut probleme cu legea și în trecut. El a fugit imediat după ce a aprins focul. Incidentul a avut loc într-o zonă a vizitatorilor, chiar unde nu se efectuau controale. Să urmărim. De ce ați aruncat cu benzină? De ce ați dat foc? M-ați văzut la DNA săptămâna asta? A fost la DNA săptămâna asta? Da, a fost la DNA săptămâna asta. Care-i motivul pentru care ați aruncat cu benzină? Ce-ați dat cu benzină acolo? Ce semnal ați vrut să atrageți? Clasa politică. Clasa politică? Cine anume și de ce? Toată România. Polițiștii au reușit să-i dea de urmă bărbatului după ce au fost organizate filtre la nivelul capitalei și s-au făcut verificări la sânge, în trafic și în mijloacele de transport. Totodată, poliția, care a analizat imagini de pe mai multe camere de supraveghere, a cerut și ajutorul populației pentru prinderea suspectului. Traseul său a fost în mare parte clarificat și au fost verificate locații atât din București cât și din mai multe județe, printre care Mehedinți, Neamț, Vaslui și Iași. După ore întregi de căutări, polițiștii l-au prins într-o cameră de hotel din capitală pe bărbatul de 56 de ani, originar din Vaslui, care a aruncat cu benzină la intrarea vizitatorilor de la Camera Deputaților și a dat foc. El a fost condus la secția de poliție pentru audieri. Potrivit anchetatorilor, vasluianul nu a avut complici și a acționat singur. În urma audierilor, anchetatorii vor încerca să afle care a fost motivul pentru care a recurs la acest gest. Incidentul s-a produs în jurul prânzului, când individul a intrat în curtea Camerei Deputaților și a aruncat cu benzină în zona vizitatorilor în magazinul cu suveniruri, după care a fugit. Angajații povestesc că, la un moment dat, bărbatul ar fi intrat în conflict cu cineva și, într-un moment de neatenție, a scos din ghiozdan o sticlă cu benzină și a aruncat-o peste lucrurile care se aflau în apropierea lui. În jurul orei 13:30, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că o persoană a aruncat cu o substanță inflamabilă într-o instituție publică din sectorul 5. În instituție, din primele date, a rezultat că a fost un conflict spontan. Ce este important și aș vrea să asigur opinia publică că din datele pe care le avem la acest moment, nu, persoana respectivă nu a aruncat cu substanța inflamabilă spre alte persoane, ci doar spre bunuri, iar incendiul a afectat doar bunuri. Focul s-a aprins rapid, iar clădirea s-a umplut de fum. Incendiul a fost stins imediat. La un moment dat, mult fum acolo în zona de S1. Am înțeles că vine de la zona de muzeu, unde se face accesul celor care vor să viziteze Parlamentul. Fumul s-a ridicat în toată clădirea. 300 de persoane au fost evacuate din Parlament, la fața locului, fiind o adevărată desfășurare de forțe. Intrările în clădire au fost blocate. Din fericire, nu au fost persoane rănite, au precizat autoritățile. Jandarmeria a transmis că incidentul s-a petrecut într-o zonă care nu avea măsuri de control. Situația s-a produs într-o zonă unde nu se execută măsuri de control. Se afla în zona de așteptare, da? Acolo a avut loc situația. Drept urmare, noi am luat primele măsuri care s-au impus conform prevederilor legale în vigoare și am cooperat cu celelalte structuri, cu poliția în speță, pentru identificarea persoanei. Adevărul că, cu excepția cât ca celei încăperi din Parlament, oriunde altundeva intri, trebuie să ți fi prezentat deja buletinul, să fi fost înregistrat. Dar acela fiind un fel de hol al zonei de vizitatori, dacă nu treci sau nu intenționezi să treci de zona respectivă, nu te legitimează nimeni. Conform unor surse, bărbatul ar suferi de depresie și ar mai fi avut probleme cu legea și în trecut, în Italia, după ce ar fi condus sub influența alcoolului și a unor substanțe interzise.